Duminica 3 septembrie 2023, mă aflu în orașul Balj din județul Alba, în crescătoria unui important campion colombofil al țării. Un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare, este vorba despre domnul Sechei Micloș, pe care îl salut. Vă salut, domnul Sechei. Să doriți, bună ziua. Bine ați venit. Bine, m-am găsit de mult, m-am venit că aș vrea să trec pe la dumneavoastră. Da. Și astăzi am ajuns în zonă. Cumva, așa, am trecut și pe aici. Da. Știu că sunteți un crescător foarte priceput, cu rezultate bune și foarte bune, foarte apreciat. Și am zis că e cazul să beneficiați de o mediatizare mai importantă, chiar dacă nu prea vă place dumneavoastră. Da, chiar dacă invităm, astăzi m-ați prins. Azi m-am prins, doamne. M-ați prins, când ai ieșit. Azi aici ne aflăm în compartimentul în care la acest moment sunt găzduiți puii generației 2023, seria 1, da? Da, prima serie avem aici. Cei mai mari. Ce ne puteți spune despre ei? Câți aveți? În jur de cât? Punem 30 de exemplare. Avem aici majoritatea să fi direct sau nepoți de campion național. Deci top 3 național. Ați avut mai mulți sau mai pierdut pe afară, mai aurul? Da, că am văzut că aici e o zonă foarte foarte mari cu răpitoarele. Periculoasă rău de tot. Da. Chiar stăteam în stradă, ne uitam amândoi când am venit cu mașina și era o femelă de uliu care deja ataca. Deja ați văzut. Am văzut în direct, un da. Atac în direct. Un atac în direct. Da, aveți probleme mari. Foarte, foarte mari. Din cauza asta reproduc pui foarte târziu. Nu le pot elibera. Da. Pe afară, nu. Și problema când încep să zboare. Atunci, deja începe să-i mâne jos la nivelul caselor lui Uliu Corumbar, cum ați văzut. Da, am văzut. Și la înălțime Șoimul, care duce câteva ore și nu. N-au rezistență. Îi obosește bine așa. Da, pic. Deci nu. Da. Foarte puțin rezistă aici, în zona noastră. La pui le dați drumul când ți-i mis sau îi lăsa să mai arunce câte o pană, două? Îi lasă să se maturizeze chiar bine. Acum mai am seria 2 și 3 de eliberat, care sunt destul de avansat cu năpârlitul și încă nu a fost afară. Nu le-ați dat drumul deloc afară, nu? Nu a fost afară niciodată. Oh. Poate reușesc azi, mâine, nu știu exact când și să... Păi și cu femeia aia de uliu care era pe afară, ce faceți? O trimiteți la cuiu, nu? Să stea liniștită, nu? Găsim cumva o modalitate să mai fentăm. Da, e greu, da. Deci e periculos. Ieșisem din mașină de 15 secunde, ați văzut? Și când ne-am uitat, era în atac deja. Deci aici nu contează, deci nu are o perioadă anume. Deci de dimineața până seara, târziu, chiar și pe semi-întuneric atacă, deci... În continuu, nu? Da, în continuu pe noi. Și mai multe exemplare, deci noi nu un singur exemplar care să... Da, sunt convins de asta. Da. Deci bănuiesc că aveți zile în care vă lipsește în permanență, câte unul, doi, nu? Da. Deci, când eliberez porumbei trebuie să fiu aici, să intervin și eu. Deci porumbei la disperare sunt tot la pescătorie și dacă sunt eu aici, mai strigați la el. Exact, deci... Da. Nu pot să las ca în alte zone porumbei afară și să plec sau așa. Da. Deci tot timpul supravegheat. Pericol. Da. Foarte frumos. Văd că aveți foarte mulți albaștri. Mi-a zis că aveți o mare plăcere și o dragoste pentru porumbei albaștri și vreți să vi faceți pe toți așa, nu? Exact. Deci... Acum mai sunt unul, am văzut cum era un argintiu. Da. Un gut, în rest toți albaștri, nu? Deci gutul cu argintiu zfraț, pentru că am o femelă roșie. Da, da? Am o femelă roșie și de acolo provin, dar majoritatea sunt albaștri. Și ăsta e obiectivul, să fie numai albaștri. Așa vă plac, nu? Exact. Prăsila peste 95% este formată numai din albaștri. Da, știți care e problema? Că dincolo... Albaștrii, majoritatea fără pene albe, deci caut și ăștia fără pene albe. Dincolo de culoare, culoarea în sine, să zic așa, sunt și valoroși la noastră, că se poară și bine. Deci nu-i țineți doar de frumusețe și îi faceți albaștri pe toți, pentru că... Da, încercăm să... Asta e plăcerea noastră. Da, să integrăm. Da, așa e. Și ce luăm, ce achiziționăm, tot pe culoare albastră. Tot, nu? Exact. Deci... Exclusiv pe albastru. Da. Frumos, îmi plac. Încercăm să-i combinăm cu... I-am văzut de multe ori, m-am văzut porumbei pe net, în diverse fotografii, dar acum am plăcerea să-i și filmez în direct, așa să zic. Da. Curățenie la dumneavoastră îmi place. Apoi, cum ne... De câte ori le faceți pe săptămână? Le faceți, nu? Cum,
cum scap de rest. Cum scap de rest, slavul meu. E o pasiune de mic copil și... Da, eu cred. Da. Dragoste mare pentru ei, este? Exact, deci e pasiune, deci strict pasiune, deci nu e afacere, nu e absolut nimic. Știu. Eu v-am văzut și la prețurile de pornire cu care a spus Frumbei, felicitații de... Sunteți campioni în România, cu 10 lei prețul de start sau cu 0 lei au fost și ani în care a spus serii întregi de pui. Da, mi se pare normal să nu stabilesc eu la un exemplar prețul, deci să stabilească crescătorul care și-l dorește. Așa este. Deci nu să plusăm, adică dacă pun un exemplar, dau un exemplu, la 1000 de lei, atunci înseamnă că minimum atât îl doresc. Da. Ne asumăm. Da, și am văzut că ați vândut la prețuri frumoase, se ridică de la 0 lei la... Da. Bine. Super. Da, sunt, asta, cum am zis, mă repet, piața, aprecierea crescătorului. Piața decide, așa e, dreptate, da. Mi se pare cel mai corect. Da. Mergem și în continuare la celelalte compartimente, dacă sunteți amabil. Sigur.